Festivalul s-a desfășurat pe 4 secțiuni: soliști vocali, soliști instrumentiști, dansuri populare și port popular. Ziua de astăzi a fost rezervată concursului formațiilor de dansuri, festivității de premiere și spectacolului oferit de ansamblul folcloric Maria Lătărețu. Așa este, suntem la 46-a ediție a festivalului. În decursul timpului, din 1966, nu a fost întrerupt decât în 2 ani. Anul ăsta ploaia a încercat să ne facă feste, vedeți că nu ne-a înfrânt până la urmă, am reușit să improvizăm și în incinta Casei de Cultură să desfășurăm cea de-a doua zi. Observați, pe scenă evoluează doamna Polina Manoilă, a ridicat calitatea acestui festival. O să vedeți în minutele următoare și laureații festivalului, care vor fi o dovadă vie a faptului că folclorul, cântecul popular și dansurile populare, precum și portul, au demni continuatori. Prezent la festivitatea de premiere a fost și președintele Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu. O emulație în aceasta. Avem aici prezenți nu numai locuitorii ai Tismanei, ai județului și din afara județului. Ne bucură acest lucru și profit de această ocazie să transmit, fiind o mare sărbătoare de nașterea Maicii Domnului, la mulți ani tuturor mariilor, marinilor și purtătorilor de diminutive de la această mare sărbătoare pe care o trăim cu toții. Și subprefectul de Gorj, Sorin Arjoca, s-a declarat încântat de vocile câștigătorilor. Este un eveniment deosebit, ca întotdeauna organizarea este foarte bună, chiar dacă am avut această ploaie binevenită de altfel. Exact cum spunea și dumneavoastră, ploaia nu i-a ținut pe credincioși și pe oameni în casă. Este o reprezentare deosebită și a celor care participă la concursul de cântec și folclorul românesc. Ion Cepoi, directorul Centrului Județean pentru Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, spune că de la an la an numărul participanților la festival a crescut. De fiecare dată la Tismana se adună cam tot ce are mai bun Gorjul în domeniul muzical și coreografic. Și ediția aceasta a fost una foarte, foarte reușită. Au fost soliști vocali și instrumentiști foarte buni, formații coregrafice de asemenea. Cântecele artiștilor prezenți la festival au încântat spectatorii.